Atenție, șoferi! Pe străzile capitale au apărut un nou tip de radare. Acestea le arată șoferilor cu ce viteză circulă. Polițiștii spun că sistemul nu are drept scop amendarea conducătorilor auto care depășesc limita de viteză, ci doar disciplinarea lor. Deocamdată, reprezentanții preturii sectorului Râșcani, la inițiativa cărora au fost instalate radarele, refuză să spună cât au costat acestea și de unde au fost cumpărate. Primele două radare au apărut pe Bulevardul Renașterii și Strada Florilor. Este vorba despre panouri speciale pe care este indicată viteza automobilelor ce trec prin preajmă. Atunci când conducătorii auto apasă pedala de accelerație mai tare decât este permis, panoul luminează intermitent. Radarele au fost instalate la inițiativa preturii sectorului Râșcani, iar proiectul a fost coordonat cu Poliția Municipală. Deocamdată, aparatele sunt în faza de experiment. Sunt instalate pentru a informa suplimentar conducătorii auto despre viteza maximă cu care circulă, ca să tragă atenția pentru a evita cazurile de depășire a vitezei de circulație în trafic. Dispozitivele vizate nu au menirea de a fixa și a documenta încălcările comise între conducătorii auto. Doar de a-i disciplina, sensibiliza. Majoritatea șoferilor au salutat inițiativa. Foarte bine că a apărut. Păi să circule mai reglementar, nu așa de repede, mai puțin accidente și așa mai departe. Nu ar trebui să încalce șoferii și să meargă mai ordonat un pic. S-o cred că e bine, e pentru binele la toți, adică. Veți fi mai prudent la volan când veți vedea că încălcați? Mai voi strădui. Și așa văd cu ce viteză merg, dar oricum e bine. Prătorul sectorului Râșcani a refuzat să spună cât a costat sistemul, dar a promis că va face publice datele despre furnizor și preț vineri într-o conferință de presă.